Iacarii și condorul. Iacarii, l-ai văzut pe ochi închiși? Iacarii? A uitat să se trezească din hibernare. Și am impresia că și râul a uitat să se trezească. Privește! Da, ai dreptate. De obicei e mai multă apă în sezonul acesta. Mă duc să văd ce se întâmplă. Vii și tu? Nu pot. I-am promis mamei că-i duc siropul de arțar cât mai repede cu putință. Poftim, ia-l și pe al meu. Eu merg să văd ce la râu. Suntem îngrijorați, Iacarii. Nu e suficientă apă. A trebuit să construim un baraj să o păstrăm. Ce ne facem fără apă? Noi, castorii, nu putem trăi fără apă. Are dreptate. Barajul nostru e temporar. Va rezista ceva timp. Nu se pare ciudat că e atât de puțină apă, deși e primăvară? Băi, timpurile se schimbă. Poate, dar mie nu mi se pare normal. Rezervele se epuizează dacă nu este rezolvată problema sursei. Ai dreptate să fii îngrijorat pentru prietenii tăi. Cel care are capul în nori cunoaște sursa. Sursa! Cel ce are capul în nori? Ce-a vrut să spună Mare Vultur? Natura e foarte capricioasă. La ce te uiți, cel ce știe? Muntele adună apa într-un cocon de zăpadă în timpul lunilor de iarnă, însă primăvara trebuie să o elibereze dacă vrea să-ți urmeze destinul. Destinul? Marele ciclu al vieții, Iacarii. Zăpada se transformă în apă pentru a umple râurile, fiecare lac și izvor, sau cine știe câte altele. Dar nu înțeleg ceva. Zăpada a dispărut aproape cu totul și totuși... Și totuși, apa nu a coborât. Ai dreptate, Iacarii. Se întâmplă ceva anormal. Ciclul a fost distrus. Rezervele se epuizează dacă nu este rezolvată problema sursei. Sursa! Apa vine de pe munte. Desigur, n-am vreme de pierdut. Tunet mic! Repede! Bună ziua, castorilor! Bună! După cum spuneam, timpurile se schimbă. Pe vremea mea trebuia să te oprești când saluți. Mi-au înțepenit puțin picioarele pe timpul iernii, Iacarii. E bine că le pot folosi din nou. Picioarele tale n-au nimic, tunet mic. Să luăm pe aici. Cred că ar fi mai bine să continui pe jos. Totul va fi bine, Iacarii, nu-ți face griji. Am să reușesc. Am pierdut urmele râului de tot, Iacarii. Ești sigur că trebuie să continuăm pe aici? Cel care are capul în nori cunoaște sursa. Da, sunt sigur că e acolo sus. Trebuie să continuăm. Tunet mic, te-ai lovit? Nu, sunt mic. O avalanșă.
Este mult mai periculos decât credeam. Ajută-mă, tunet mic! Să ieșim de aici până nu suntem blocați de o altă avalanșă. La o parte. Lasă-mă pe mine. Bravo! Să mergem repede! Tu ești mare vultur! Ce cauți aici? Voi trebuie să-mi spuneți mie ce căutați acolo! Nimeni nu s-a mai aventurat atât de sus! Cine ești tu? Oamenii mă numesc Pasărea Trăsnet! Ei cred că eu sunt responsabil de tunete și fulgere! Eu sunt un condor! Un condor? N-am mai văzut condori. E normal. Cei ca mine locuiesc acolo unde merge soarele la culcare. Eu singur am rămas în această zonă. Trăiesc sus pe piscuri, la altitudini unde oamenii nu pot ajunge. Atunci, tu ești cel cu capul în nori. Amândoi sunteți foarte curajoși să veniți până aici. E foarte periculos. Da, am remarcat. Vrem să știm de ce apa de pe munte nu alimentează râul nostru din vale. Te pot conduce la sursă dacă vrei, însă e mult prea sus, iar prietenul tău ar face mai bine să se întoarcă în vale. Nici vorbă. Ai încredere în el? Da, îl știu de la Mare Vultur. Și cum crezi că o să te aducă înapoi în tabără? Să nu-ți faci griji, am să-l duc eu. Nu știu. Este în regulă, tunet mic. Așteaptă-mă lângă cel mai apropiat râu. Haide, să mergem. Gata, condorule, sunt gata. Acela este izvorul care îți alimentează valea. Să ne apropiem. Crezi că pot să sar, Iacari? Desigur, întotdeauna aterizez în picioare, ca o puma. În cazul acesta? În picioare, spuneai? Ei bine, haide să vedem sursa. Aveai dreptate, condorule. Apa curge încă, dar nu pe unde trebuie. Stânca asta n-a ajuns aici de una singură. Probabil a adus-o avalanșă. Și nici nu se va mișca de una singură. Este extrem de grea. Dacă ar fi cu mine tunet mic, m-ar putea ajuta. Stai puțin. Dacă a ajuns aici adusă de o avalanșă, o altă avalanșă o poate scoate de aici. Mă poți duce acolo sus, condorule? De aici ar trebui să funcționeze. N-am reușit, nu-i nimic. Iar am ratat. A treia oară voi reuși. Atenție, Iacari! Sigur că Iacari va găsi o soluție să ne readuc apa. Păi, eu zic că natura e natură. Ascultați. Dacă nu e apă, nu e apă. Asta e, pe de altă parte, când lucru
minunile se schimbă, se schimbă. Cum v-am spus, natura știe să îndrepte lucrurile. Doar că de data asta cred că Iacarii a ajutat puțin natura. Așa e. Unde e? Vrem să-i mulțumim. Aș vrea să știu și eu asta. Ar fi trebuit să se întoarcă de mult. Iacarii! Doar doarme! Iacarii! Văd că doarme. Poate e în competiție cu ochii închiși. Iacarii, trezește-te! Ura! Ura! Știi, Dunet mic, am avut un vis ciudat. Zburam printre nori. Eram ținut de un condor. Deci n-a fost un vis. Nu, Iacarii, ai reușit. Sunt mândru de tine.